Bun salutare tuturor, numele meu este Dieș și astăzi găsim la episodul cu numărul 4 din frumoasa noastră carieră cu FC Vaslui, unde vom face ultimele transferuri și vom juca marile meci cu rivala noastră, Poliaș. Înainte să trecem la episod, ca să ne luptăm acolo cu Polia și ca să facem ultimele modificări foarte tari la această echipă, nu uitați acolo să apăsați pe butonul de like și să strângem în continuare minim 500 de like-uri ca să apară videoclipul următor. Echipa noastră în acest moment arată ceva de genul acesta, ne-am adus practic jucători pe toate pozițiile, ceea ce este extraordinar și o să încercăm să mai vindem vreo ceva pentru bani, dar și să împrumutăm. Pentru că presupun că știți că Vaslui a mai împrumutat jucători interesant și primim o ofertă cu schimb pentru jucătorul Academie din Venezuela. Avem nevoie de bani și cred că mai bine aducem un românaș acolo forță pe mijloc decât să-l ținem pe acesta. Mă gândesc că și voi preferați jucători care există în viața reală și o să întrebăm în acest moment de un 500 de mii, jumătate de milion și acceptă pentru acest jucător. Dar avem și câțiva jucători care și-au schimbat pozițiile. Codreanu devine winger, dar nu crește absolut deloc. Și sper că mai avem un jucător de la Academie, ba chiar amândouă. Primul devine apărător, crește doar un punct, ceea ce este super ok și înseamnă că avem un apărător interesant. Iar acesta pe mijloc, nimic. E pe mijloc, l-am pus winger, am și uitat că l-am pus winger. Îl punem puțin la shoot. Era mai bine să-l punem la antrenament la pase și vedem că avem un jucător de 53 overe cu pace, ceea ce este foarte bine. Și Pavlenko, ambii jucători vor fi promovați la prima echipă. În schimb primim o ofertă, mă gândesc, pentru celălalt apărător și este genial. Pentru că ne-am dat acest jucător care oricum a fost din prima secundă și tot am ieșit pe profit adăugând un alt jucător. Plus că noul apărător este și mai tânăr și vedem aici, uite, încă o ofertă. Le acceptăm pe amândouă dacă tot. Sperăm că putem face o treabă genială și haide să intrăm și în marea partidă cu Unirea Dej, unde o să jucăm împotriva unor jucători de un OVR mai slăbuți, dar care au statistici interesante tot pe stadionul municipal Vaslui. La ora 1 este și normal. Îl vedem și pe Rivaldinho cu 3 goluri în ultimele 2 partide. Trebuia să scrie acolo ca să fie mai frumos. Dar totuși, evident, are 3 goluri în Liga a 2-a și intrăm în partida noastră genială cu stadionul arhiplin. Vedeți, nu este deposedat acolo, dar intervine Marquinhos, Lazar, la Golovka. Uite, încercăm ori chiar la brazilian. Încă n-avem gol cu niciun jucător român și ar fi cazul să dăm în aceste episod, poate chiar cu Cristea care a ratat extraordinar, dar nu, se oprește acolo faza. Mitrea cade în careu, dar ce penalti se dea. Oricum, cel mai urmărit jucător, evident, în acest meci este și atacantul brazilian, cum era și pe vremuri la FC Vaslui. Brazilieni erau cei mai urmăriți, Adailton și Wesley, iar Kuchak, unde am văzut că din păcate a scăzut un punct în OVR, intervine ok. Și pot să zic că am crezut că va fi corner, dar poate o dat jucătorul doar pe lângă. Putea Marquinhos, nimic. Îl vedem pe Cristea frumos la Golovka, una mai departe, ce trece acolo, Cristea de carul, una directă în portar. Mă gândesc că are sub 60 vre portarelul, dar nu contează. Pentru noi este foarte important să prindem spațiul porții și eventual să nu mai dăm în portărel dacă tot o prindem. Uite, Rivaldinho așteaptă acolo frumos, Lazar cu bara. Da, trebuie să prindem doar spațiul porții. Rivaldinho cu al patrulea gol deja. Nebunie aici pe stadionul municipal Vaslui. Asta voiam să văd, fanii cum se bucură. Ah, da, tot n-a reușit până acum niciun gol cu niciun românaș, șutul printre, perfect. Dar și un mic contraatac în acest moment, Darius, intervenție excelentă, de-aia îl punem titular pe Darius și nu pe Balaur, chiar dacă Balaur este jucător la Academia celor de la FC Vaslui din realitate, și are și un 64 OVR, mai bun la OVR, dar Darius este zeuț.
O revenire potrivită, uite, îl vedem pe Golovka, care nu se grăbește, o joacă cu Mitrea, Golovka, centrare, dar nu bună. Probabil ultima ocazie, Pop, pe care chiar mă gândeam să-l aduc, centrează excelent, dar Popescu își bate joc de fază, se încheie prima repriză, destul de rapid mă gândesc, te vedem acolo ultrașii, peluza nord-vaslui, trebuia să zic, și intrăm în a doua repriză cu avantaj. Mitrea la Cristea, Cristea așteaptă jucătorul vitezoman, Golovka cu centrarea și aproape Rivaldinho deja de al cincilea gol. Suarez încearcă acolo să-l blocheze, una de la distanță, dar direct în brațele lui Cucea. Cutea poate chiar scăpăm imediat pe un contraatac. Hai Lazar, îl vede acolo pe Cristea. Mai departe Rivaldinho, tot mai departe la Golovka. Să-l vedem pe Românaș, una pe lângă poartă. Hai mă, dăm un gol și cumva român, mai zic vasluian. Cristea de Carul, care parcă joacă mai bine. Rivaldinho la Mitrea, Mitrea pe lângă poartă, ce am zis și în episodul trecut. Te vedem pe fundalul jucătorii cum se încălzesc, dar știm că avem un jucător de 56 OVR, de data aceasta este imposibil să marcăm. A, contraatac nasol, contraatac, bine că se centrează greșit, Gâț la Pop, dar cred că o schimba cumva formația, s-au inversat jucătorii, îl vede acolo liber și apără Cuciac, o intervenție foarte bună a capitanului nostru, dar din nou trebuie să mai facem câteva modificări, să intre oare, uite, intră Dobrogeanul, noul jucător de la Academie, intră direct pe partea aceasta și pe mijloc va mai sta Marquinhos pentru viteză. Pe defensivă Cristian mai bun va intra pe poziția de, uite, așa jucăm. Îl băgăm și pe Dinescu pentru stamină și ori Balaur, ori rămânem cu atât. Să mai băgăm, să încercăm și la un Buziuc. N-aș forța. Continuăm așa doar cu două schimbări. Schimbăm doar partea stângă în acest prim match și cornerul se bate în altă parte, nu ne facem griji. Dar hai, poate acum ultimul atac. Cristea încerca printre pentru, dar numai cu Golovka a jucat. Se vede că este jucător de Liga 1 de România, mai bun decât ceilalți. Suarez aproape și cu un fault. Da, dă-s doi de Pop în echipă? Mă gândesc că-s doi de Pop, dar te-l vedem pe moldovean, dar l-am văzut mult și bine, că numai cât a atins balonul, instant s-a fluierat, un simplu 1-0, 3 puncte sunt 3 puncte, am avut multe ratări, din câte se pare, dar și eu avut o ocazie uriașă pe final, posesie mai mică ca de fiecare dată, dar putem spune că a fost acolo un scor corect, decent, de-a Hermastat cu Petrolul Ploiești 1-1. Și dacă tot aș încerca câteva împrumuturi la jucătorii mai tinerei, l-avem pe Bernardo, pe care încă nu l-aș aduce, dar l-avem pe Pablo Filip, care mă gândesc că este un jucător destul de bun, se pare că este vitezoman, iar echipa lui îl oferă spre împrumut. Filip va veni la noi, dar nu știu, am cam greșit-o cu loan to buy-ul ăla, și să fiu, n-ar fi trebuit să dau un loan to buy. Îi întreb dacă pot să plătesc doar 60%, sunt de acord cu mine și acum vine întrebarea cât costă acest jucător, să întreb de un 500, ce zic, un loan to buy cu acea clauză, e un jucător foarte bun, înseamnă, e Puiol uruguaianu, nu știu ce să zic, utea Bălan, hai să încercăm la Bălan, un loan to buy evident pentru un an de zile, vreau să întreb dacă sunt de acord cu 60%, vedem că sunt de acord, iar eu îi întreb de un 300 de mii cu 2% într-un viitor transfer și vedem că aceea este suma, acceptăm și vedem dacă fostul jucător, care am înțeles din episodul trecut că este din Vaslui, Florin Bălan, să vedem dacă vrea să fie împrumutat de la voluntar la noi și dacă evoluează și o să aibă un OVR foarte mare în viitor, chiar îl cumpărăm. Că trebuie să facem și câteva împrumuturi, uite, Borcea, nu știu cât de frumos ar fi să vină la noi, Farcaș, din păcate, este slab, uite, Bălan, 58 OVR, ceva viteză, râbă, merge, dar să-l împrumutăm oare și pe jucătorul celor de la Parma, dar nu putem. Bălan vine împrumut la noi, ce drăguț, Bălan revine acasă, înseamnă, și-l facem pe acesta, râbă, unde crește și va crește foarte mult la viteză. Uite, Florica înseamnă că a fost un transfer inspirat, cât se poate acolo pentru Liga a doua din România și avem în acest moment un nou jucător pe poziția de CM. Nu prea are el viteză, n-are el cine știe ce, dar de Liga a doua din România eu zic că este potrivit. Și în continuare așa arată echipa noastră, cu Marquinhos, cu Cristea, cu Golovka, cu Rivaldinho în atac, Mitrea continuă
continuare, dacă ne uităm și comparăm, clar se vede cine este mai bun. Mitrea are Tangiul, dar n-avem ce să facem, băiță, și-a luat tricoul cu numărul 7. Dar el la voluntar, dacă nu greșesc, are tricoul cu numărul 34 și va primi înapoi tricoul cu numărul 34 și la noi. Parcă cariera aceasta începe să devină mai realistă, știind că am și împrumutat un jucător. Deci urmează o partidă foarte interesantă și se pare că vom merge în copou să jucăm împotriva rivalei noastre. Era mai mișto, sincer să fiu, dacă jucam la noi acasă, dar mergem în copou pe stadionul Emil Alexandrescu, unde Cristian va întâlni fosta echipă, din câte se pare. O echipă care nu prea arată cine știe cum. O să fie un meci echilibrat, nici noi avem o echipă extraordinară. Cum îl putem numi pe acesta? Derby regional, uite acolo, coreografie pe fundal, se apropie oamenii pe stadion. Te vedem și pe Vaslin, frumos, de-a brazilienii în prim plan. Haideți în marea partidă. Uite, direct începe aici jucătorii, Florica, Marquinhos, la Lazar, mai departe, Cristia, împotriva fostei echipe, reușește o pasă într-un final la Mitrea, se duce Mitrea cu centrare la Rivaldinho și este gol tocmai din minutul 5. Vasluiu deschide scorul direct pe stadionul rivalei și pasă așa aici de 2 lei. Stadionul se pare, din cauza luminii, mă gândesc că este foarte, foarte puțin buguit pe margine, câte se pare. Iar cel mai bun marcator din Liga a doua marchează, wow, nu vine să cred, al 5-lea gol în 5 partide. Vedem acum pe Lazar, la Marquinhos, la un brazilian mai departe, Cristia cu o pasă pentru Lazar, aproape am crezut că se duce chiar peste poartă. Mamă, și acum ar trebui să o zic și pe aia, cu, era o melodie la un moment dat cu 10.000 de vasluieni. Ah, dar nu mai continui. Dar Lazar direct, băi, ce se întâmplă? Dar totuși avem și primul gol a unui jucător român la Vaslui după 5 partide. Bine, Soares, frumos mai departe. Lazar, Rivaldinho, Golovka, se duce Golovka la Marquinhos. Iar o centrare prea tare. E un match spectaculos împotriva rivalei, dar spectaculos pentru fanii FC Vaslui. Hai, bă, nu cred. Ce a fost asta? S-a închis? Na, Golovka. Posesie mai mare, culmea pentru FC Vaslui. Și știți cum jucăm noi cu posesia. Dar, oh, Rivaldo din pasa de carul lui este împins și din păcate ratează. Putea să fie, cine știe, puțin mai periculos. Dar Soares stă pe fază. Hai, una bine la Cristea. Se duce Cristea. Are jucător mai în față, dar nu l-am văzut. O pasează într-un final lui Rivaldinho. Rivaldinho așteaptă o centrare la Cristea. Nu, ăsta e blat. Deci vrei să-mi spui mie că l-a fost șutul pe poartă? Asta e blat. Cristea direct, bară. Dar nu-mi vine să cred și eu că au fost în prima repriză, dar clar suntem echipa mai bună. A făcut acolo câteva transferuri interesante și intrăm în a doua repriză cu avantaj de 2 goluri. Hai că am pierdut noi în primul meci, am scos egalul în al doilea, dar după care vedem că am început să învățăm fotbalul. Transfer confirmat, cui pasă? Uite, aia zic, una mai departe, Golovka și-o pune pe piciorul lui bun și facem chiar un 3-0. Marchează în sfârșit românașii, dar potriva lui Poliaș, mă bucur, aș vrea să-i mai dau. În mod normal, dacă era o altă echipă, cred că dădeam quicksim. Dar nu, frate, jucăm. Dacă tot este rivala, trebuie să jucăm acolo. Bine, vă dați seama că m-am pus pe beginner. Hai să fim serioși. Am vrut să fiu sigur că avem vreo șansă ca să câștigăm. Marquinhos, concentrare la Mitrea din prima. Dar cum a lovit-o? Incredibil. Ah, nu cred cine este acolo. Bă, Golovka, bă, mi l-a rupt fix pe Golovka. Doamne, bă, dar nu-i, bă, dar nu se face așa, că de pe ala am adus. Bă, ce urât din partea lor Golovka, care clar venise aici ca o vedetă. Se comporta ca un jucător de 70 overe, trebuie să fie neapărat schimbat. Și-l bag pe Buziuc totuși pe partea aceasta. Dar schimbăm părțile cu Buziuc pe stânga, cu Marquinhos, cu Cristea, cu Rivaldinho. Și fiind totuși un avantaj destul de mare, hai să-l băgăm și pe Bălan în locul cui? În locul lui
Mitrea, de ce nu? Dacă tot m-am pus să facem schimbările, haide să... M-am dat și-l rupt aici direct. Deci, e, mare accidentare. A, dar nu-i nimic, zici că intră Octavian Popescu după față. Hai, Stan, încercăm acolo să blocăm. Camara, du-te, bălane. Uite, face și partea defensivă, un călcâi. Ne-a destabilizat jocul și apără Kuciak, nu marchează adversare. Am zis că e gol, chiar credeam că e gol. Dar totuși a mai calmat jocul. Cristi oricum era un jucător de bază și sper că nu o să ratezi de acum tot sezonul. Se duce Buziu cu o pas la Rivaldinho și încheiem faza, știți că o încheie așa cu un... Si! Rivaldo Junior cu dubla împotriva lui Puliaș, 4-0, nici măcar scor de neprezentare împotriva marii rivale. Dar vreți să vă mint, preferam acolo să îi batem până 1-0, dar să supraviețuiască Golovka. Nebunece pe stadion, evident, umilință uriașă. Și accidentarea lui Golovka va ține 2 luni, unde da, sunt șanse din păcate să scadă și din OVR. Ți se ducă și din viteză, ghinion pentru noi, dar uite că l-avem acum, acum, dar cum jucăm? Cu Buziuc mă gândesc, ca în al doilea episod, Buziuc pe stânga, Marchinius pe dreapta, cu unirea Slobozia mă gândesc totuși să simulez, chit că este o echipă de play-off, în cariera noastră se află pe locul 16, mai plecat de acolo câțiva jucători bunuți, simulăm cu această echipă, facem și prima noastră simulare, doar că Balaur va fi titular și încercăm ceva de genul acesta. Mamă, dar ce zi ar fi Darius pe poziția de LB și cred că atât, nu cred că o să mai facem și alte modificări. Dinescu rămâne rezervă și simulăm fix așa, sperând la o victorie. Chiar asta se întâmplă. Rivaldo Junior, uite, Marquinhos gol, Marquinhos ratează penalte și Rivaldo Junior este un monstru. Jimmy Vardy se duce la Real Madrid, Kroos se duce la Liverpool, Tielemans la Barcelona, Ndidi la PSG, transferuri pe sume uriașe în continuare la Atletico de Madrid, Jorginho la PSG, mamă, Rice la Inter, Gundogan la Real, ce se întâmplă, Walker la Dortmund, am văzut, United cumpără un ucrainean pe aproape 50 de milioane, pe Meret, Luke Shaw la Real, Van Bis, bă, dar ce echipă și-a făcut, mamă, dar mai au jucători? Mai au jucători și de la United? Dar am mai putea face totuși câteva modificări la echipă, nu știu ce să zic de Balan, pleacă... Avem pe acești jucători și Buhăceanu să revină, dar nu prea are viteză. Marco Reus. Mamă, dar și Buhăiescu, măcar în semn de rest... Dar e buba că nu-l joc pe Buhăiescu și nu pot să-l împrumut. Dar încerca totuși de curiozitate o mică modificare. Un fost jucător de la Vaslui. Poate să vină oare la... ce să vedeți? La Vaslui cu un schimb, dacă tot, cu Dinescu. Da, îl dăm pe Dinescu și un... Nu, un 300 de mii. Ce zic băieții? Chiar acceptă? Băi, nu mă așteptam. Vreți să vă mint, eu nu mă așteptam. Ovidiu Pereanu de la FCSB. Vedem că în cariera noastră echipa vrea să scape de el. Oamne, păi voi vă dați seama că puteam să-l iau chiar mai ieftin de atât. Bine ai revenit, de fapt, la Vaslui. Și nu știu dacă poți să-i micșorești totuși salariul. Știm că este unul cam oricel. Dar acceptă. Măi, am dat cred că prea mult la salariu, am dat prea mult peste tot acestui jucător. Perianu care va primi tricoul cu numărul 6. Bă, dar ce revenire. Și știți care este partea genială? Poate juca mai bine ca apărător central sau ca LB, unde are și viteză. Dar ar dura foarte mult până când ar deveni jucător pe poziția de CM. Și hai și cu ultima modificare și gata, dăm pe toți afară. Urei că după atâtea episoade ar trebui să-ți urez un bun venit la FC Vaslui. Când atâtea episoade am vrut să te aduc, îl întreb frumos de un 120, vedem că nu vrea să-l ia mai ieftin de un 160. Hai că nu prea avem bani și ar trebui să ne mai rămână de salarii și pentru jucători de la Academie. Intrăm în ultima oră. Polia și-a făcut un singur transfer, dar o să vedem imediat fiecare modificare. Uite, o să zic un 140 cu un 5% într-un viitor transfer. Vedem că într-un final acceptă. Bătrânul Buleică, care vrea să fie important la noi. O să-l întreb dacă dorește un contract doar pe un singur an. Nu l-aș ține mult, chit că am dat o sumă de bani el, fără nicio clauză de reziliere, iar salariul deja mi se pare mare. Îl întreb de un 900
un 10.000 la semnătură. 900 cu 10.000 la semnătură, vedem că acceptă Buleică. Este într-un final și ultima noastră modificare. Iar dacă vă întrebați ce l-am adus, este din cauza că el a jucat foarte mult în Liga 1 din România, practic are experiență și are viteză ca să fie o rezervă bună. Oricum, băi, sper că v-au plăcut aceste modificări. Mă bucur că în sfârșit avem un lot numeros cu jucători care există, jucători foarte faini și jucători care chiar au legătură, plus unii de la Academie. E un accidentat, evident. Avem un lot foarte, foarte fain și extrem de important. Dacă v-a plăcut acest episod și vedeți episoade continuare, nu uitați acolo, după cum am povestit, să apăsați pe butonul de like, ca strângem măcar 500 de like-uri. De fapt, uitați aici și modificările, am uitat. Timișoara a mai cumpărat câte ceva, aici anumite schimbări. Mitrea, dăm rapid mai în față. Dacă uităm, Gregu s-a dus la Poli Timișoara, Vladimirescu a venit, a fost oricum schimbări așa, de prin din Liga a doua din România, tot în Liga a doua din România, ca să fie totul mult mai fain. Petrolul a slăbit destul de mult, din câte se pare, Iașul la fel, uitați aici modificările. Și cred că în episodul următor o să jucăm și meciul din cupă, jucând 3 partide în total, și în episodul următor o să vedem și Academia. Suntem la un punct de locul întâi și sperăm că episodul următor să fie mult mai fain. Vă salut!